Încă din anul 2008 acest joc mi-a atras atenția și, din păcate, astăzi este un joc aproape mort. Salutare, bine ați venit la T-România! Eu sunt Alex și astăzi vom vorbi despre un joc ce puțină lume din România știe, dar are o istorie lungă și foarte similară cu un alt joc popular și drag mie. Astăzi vom vorbi despre Warhammer Online, Age of Reckoning, despre cum a ajuns să fie un joc mort și cu o comunitate de fani ce încearcă să-l readucă la viață. Poate, puțină lume își mai aduce aminte de primul MMORPG de succes și anume EverQuest. Și chiar și atunci era o nișă nu prea cunoscută de studiourile de jocuri. Acest lucru avea să se schimbe când, în anul 2004, când cei de la Blizzard au lansat World of Warcraft, piața de MMORPG avea să se schimbe cu totul. Aceștia vânzând milioane de copii în toată lumea. Și, după succesul celor de la Blizzard, companiile de jocuri au văzut o oportunitate în a-și crește veniturile. Cu o istorie foarte veche, de la primele jocuri, fiind axați în principiu pe board games și cu un număr mare de romane deja publicate, franciza Warhammer avea să fie una de succes. IP-ul a fost vândut către Games Workshop și primele jocuri au apărut. Ba chiar de la începuturile gamingului, încă din 1984, avem prima încercare a unui titlu Warhammer, ce a fost anulată din păcate. Anii au trecut și aproape 10 ani mai târziu, în 1995, a apărut primul titlu, dar acesta nu se ridica la nivelul așteptat. În anii ce au urmat, nenumărate titluri de jocuri Warhammer au apărut, acestea fiind jocuri de strategie, fie că era Shadow of the War sau Dark Omen. Încetul cu încetul această franciză avea să fie una cunoscută și în anul 2006 apare Warhammer Mark of Chaos. Acest lucru i-a făcut pe cei de la studioul Mythic să lucreze timp de 3 ani la ceea ce avea să se numească Warhammer Online Age of Reckoning, un joc ce avea să contracareze succesul jocului World of Warcraft, ce deja avea lansat primul expansion The Burning Crusade și urma să lanseze următorul expansion Wrath of the Lich King. Warhammer Online fiind lansat pe 18 septembrie 2008, cu o lansare destul de bună, vânzând peste 1,5 milioane de copii și având un număr de abonați de peste 800.000 de jucători. În anul 2009 apare și primul expansion, dar, din păcate, acesta nu a reușit să balanceze jocul și un declin a început. În anul 2009, studioul Mythic Entertainment este cumpărat de către EA și este fuzionat cu BioWare, după ce EA decide să se numească BioWare Mythic. În același an, EA a dat afară peste jumătate din angajații din BioWare Mythic, afectând jocul Warhammer Online, și jumătate din servere urmau să fie închise. 3 ani mai târziu, jocul Warhammer Online mai avea încă 3 servere active și BioWare Mythic își schimbă încă o dată numele, separându-se pentru a nu fi asociată cu eșecul jocului Warhammer Online. În anul 2013, jocul este închis cu totul și ultimele 3 servere sunt închise, iar site-ul este suspendat. Moartea acestui joc din universul Warhammer arată lăcomia celor de la EA în a prinde o parte din succesul jocului World of Warcraft. Jocul avea chiar un PvP foarte bun, cu un lore bine structurat și cimentat, cu clase ce erau unice și rase foarte diverse. Fie că voiai să fii Greenskin sau voiai să fii un elf al nopții, jocul avea o varietate destul de mare, cu un număr diversificat. Estetica jocului se aseamănă un pic cu World of Warcraft, dar totodată era diferită, oferind ceva fresh și autentică universului Warhammer. Deși jocul avea un scop grandios, nu a reușit să capteze atenția jucătorilor casual de jocuri MMORPG. Chiar dacă este un joc mort, un server privat s-a născut din cenușă și un grup de oameni pasionați au lansat serverul privat Age of Reckoning, unde poți juca gratuit chiar și acum Warhammer Online. Serverul primind update-uri tot timpul și content nou. Deși acest joc nu mai este susținut de EA, vă recomand să descărcați acest joc și să jucați pe serverul privat și să vedeți cum a fost acest joc legendar și cum încă se mai menține. Chiar dacă nu a avut succes,
Warhammer încă are o popularitate foarte ridicată cu jocuri cum ar fi Warhammer Chaosbane sau Warhammer 40K. Această franciză clar o să fie mult de acum încolo un pilon în industria gamingului. Pentru mai mult conținut de acest gen, nu uitați să dați subscribe, like, share, fiindcă mă ajută foarte mult să crească acest canal. Eu sunt Alex și până data viitoare, salut!